Bun găsit, pregătirile sunt întâi aici la casa lui Emi Pian, așa cum o să vă arate colegul meu Alberto în imagini. În acest moment se vopsește gardul aici, suntem în spatele casei lui Emi Pian, unde de altfel intră majoritatea oamenilor care vin la priveghi și vin să aștepte ca trupul lui Emi Pian să fie adus acasă. Observăm în imagine așadar că se vopsește gardul, era și iarbă pe lângă gard, a fost și iarba tăiată, au angajat oameni speciali pentru acest lucru. În curte avem un cort și în cort sunt amplasate multe mese pentru cei care vor veni la priveghi. Din sursele noastre, numai cortul și mesele închiriate costă undeva la peste 6.000 de euro. De asemenea, s-a pregătit și mâncare, evident, pentru că urmează priveghiul. Este așteptat de altfel să ajungă aici inclusiv Florin Salam, dar și alți maneliști care vor cânta la priveghiul celui care a fost liderul duduienilor. Sunt deja oameni sosiți aici, au ajuns undeva peste 100 de persoane în acest moment. S-au adăpostit de soare, majoritatea fie stau la umbră pe stradă, fie au luat loc la mesele amplasate în cort. A fost adus și steagul funerar și pus în fața porții, de data aceasta chiar la poarta de pe șoseaua Alexandrii. Suntem și noi aici, așteptăm să fie adus Emi Pian acasă și vom reveni oră de oră cu noi detalii.